dacă s-a interpretat în engleză mai devreme, acum sătmarul cu codrul și pădurile lui ne-a trimis un mare talent, ascuns într-un clop și mai mare. Dacă alți copii au idol vedete ale muzicii ușoare comerciale, iată că următorul concurent de la Dă-te Mare nici nu vrea să audă altceva decât muzică populară. Consideră că aici își poate exprima cel mai bine talentul. Și-a sară pe luna plină ce-am văzut mândră grădină. Și-a sară pe luna plină ce-am văzut mândră grădină. Am încercat și muzica ușoară, dar nu mi-a plăcut așa cum îmi place muzica populară. Dar nu știu de ce. Bine ai venit! Oare te pot eu convinge să renunți la muzică populară? Desigur că nu. Hai să vorbim la asta. Desigur că nu? Da. De ce să nu renunți la muzică populară? Pentru că îmi place foarte mult. Cine este cu tine aici să te susțină când cânt muzică populară? Mama, mai mult. Mama te susține? Da. Vlad? Să vedem dacă chiar așa e. Îl susțineți, nu? Da, da. Și financiar și cât putem. Dacă o să ajungă el pe marele scene, o să vă susțină el financiar după aceea. Baftă, Costică! Baftă, baftă! Din satul meu nu știe pe pitile omoi. Mândruță din satul meu nu știe pe pitile omoi. Pune-te în brațele mele, cum și amândoi sub stele, cum și amândoi sub stele. Pune-te în brațele mele, cum și amândoi sub stele, cum și amândoi sub stele. Costică, ce e aia nu știi de pe pinghileu sau cum? Aici, să nu șadă aici. Să vină în brațele mele să dansăm. Am înțeles, dar tu știi să faci și ceva pași de codru de... sau doar cânti? Cânt. Numai cânti, nu știi nicio mișcare. Hai să vedem cât de mulțumită este mama. De unde muzică populară? De ce nu s-a apucat Costică, de exemplu, de șah? De muzică ușoară. În general, în clasele mici, doamna învățătoare a descoperit că are voce și ne-a îndrumat să-l ducem să facă muzică. Bun, să vedem ce spune juriul, nu de alarta, dar Costică este cât se poate de tensionat. Nu e tensionat, deoarece a cântat foarte bine, natural, Raluca, juriu. Nu suntem tensionați deloc. Poate un pic Andreea ne mai tensionează. Un flăcău voios. Bravo! Voios.
Imediat te ia la o învârtită, pregătește-te. Matilda. Mai Costică, mai Costică, mai. Știi și alte melodii? Da. Ia zi-mi a capela ceva așa. Cântăm o strofă din altă melodie. Poți? Dintr-o doină, vreți? Orice. Ce știi tu? Ce vrei tu? Ai, dar n-am gândit că o-i ajunge. Să vă poți plânge. Când doi ori e să vă poți plânge. Gata, mai convins. Mai convins. Bravo. Nu era nevoie de mai mult. Bravo, nici n-am cuvinte și nu vreau să mai comentez nimic. Foarte bine, bravo. Mulțumesc. Avem un foarte bine. Răzvan, te-am impresionat? Mândruțule din satul meu, mi-ai zis ce ai abileu. Vreau să te întreb, da? Ai dat explicații mai devreme. Și eu sunt din satul mare. Probabil, după ce se va termina toată mișcarea asta cu emisiunea, te voi invita pe la mine să-mi vizitezi studioul și vom face o treabă împreună. Pentru că chiar îmi place foarte, foarte mult și cred că se poate lucra cu tine bine. Așa, foarte bine. Mulțumesc. Foarte bine. Și acum Mirela. Măi ficior, cu Doina m-ai făcut să și lăcrimez. Foarte bine. Foarte bine, Costică. Mulțumesc. Foarte bine. Scurt și la obiect. Foarte avem bine. Trei de foarte bine. O să fii bine. Un mare cântăreț. Mulțumesc foarte mult. O să mai scoată codru încă ceva după Nicolae Mureșan. Bravo. Mulțumesc. O voce frumoasă bărbătească. Noi ne mândrim că l-avem la Dă-te Mare. Pentru că o scoatem și noi. Dă-te Mare, Costică, dă-te Mare că ai cu ce. Da. Cu siguranță. Hai să vedem ce spune mama ta acum, că ea era cu foarte multe emoții și susținător înfocat. Cum îl vedeți pe Costică peste 10 ani, continuând această carieră sau îndreptându-se spre altceva? Nu știu ce să vă spun. V-ați dori? Da, noi ne-am dorit. Acum totul e ca și el să-și dorească. Eu cred că își dorește și el. Cred că da. Șerban, tu cu muzica populară... Nu mă prea descurc. Cred că de asta m-am despărțit de prietena mea odată. Revenim la povestea cu prietena lui Șerban, pentru că e poveste lungă, da? Era primul gest pe care l-a făcut Șerban. Costică, cum te-ai simțit tu pe scenă la noi la Dă-te Mare? Foarte bine, ca acasă. Hai serios, de acum e la tine acasă? Ia spune-ne un pic cât e de mare scena ta de acasă, dacă îi zici că e ca acasă. E mare. Șerban? Costică? Dacă o să ai un concert, mă inviți și pe mine? Desigur! Când o să fii mare? Ce preferi? Să fii un mare cântăreț pe scenă, să te aplaude lumea la concerte sau să cânti la nunți? Eu când o să fiu mare, aș vrea să cânt mai mult la nunți ca să fac mai mulți bani. Câți bani faci tu la o nuntă? Depinde. Cam așa, cât îți imaginezi tu? 2000 de euro. Ce mă bucur că și-a dat Șerban clopul jos, nu-i stătea foarte bine. Dincolo de ochelarii de copil cu minte se află o voce gravă, care vă va face părul să se încrețească la fel ca al meu. O altă concurentă care ne-a impresionat la preselecții cu vocea ei. A ales o melodie îndrăgită, dar destul de greu de interpretat. Dar s-a descurcat bine. Credem că îi plac provocările și credem că ambiția și spiritul competitiv sunt elementele care o definesc. Bine ai venit, Mara! Uite, o să-ți țin eu microfonul ăsta. Asta este pentru cântat. Dar spune-mi cât de importante sunt ținutele pentru tine, că văd că tot timpul ești prezență nouă, cu ținute noi. Mie îmi place foarte mult să probez tot felul de haine. Îmi place și să fac haine, să le desenez și... Am înțeles, și pe asta tu ți-ai creat-o? Nu.
Nu ți-ai creat-o tu, dar cine te-a ajutat să ți-o alegi? Mama. Mama? Oare mama e cu Vlad sau nu e cu Vlad? Cred că e cu Vlad. Da, mama nu e cu Vlad, e cu tata. Sper. Așa, sunt pregătiți aici susținătorii. Ia uite, litere volumetrice, n-am mai avut așa ceva. Pe cine avem noi aici? Călin Ivașca mă numesc. Așa? Mara Ivașca, mama Marai. Și tu cine ești? Ștefan Ivașca, mama. Matei, bravo! Ia uite ce prezență, simt că peste câțiva ani va veni și el la Dă-te Mare, da? Acolo din camera emoțiilor, aplauze, lumea pare a fi mulțumită. Cine cântă piesa asta? Cristina Aguilera. Îți place Cristina Aguilera așa ca stil? Da. Și ca vestimentație? Ca să continuăm tema din înainte. Hai să vedem aplauzele alea. Ce se întâmplă acolo cu ele? Hey, aplauze! Nu prea auzim aplauzele, nu de alta, dar Șerban s-a apucat să cânte la chitară. Dar m-am lămurit și eu cum e cu orele de chitară lui Șerban. O chitară de jucărie care aparține frățiorului Marei. Ia spune tu mie, ce-ți place ție să cânti? Dacă mine o să-mi treacă, ce dacă durerea n-a venit. Și nu mai pleacă, Raluca, nu pleca, dă-ne notele. Nu plec, nu plec, am rămas aici cu Mara să vedem notele după ce ne-am cântat frățiorul ei, Andreea. Frumos, curat. Felicitări, Mara. Mulțumesc. Matilda. Are dreptate. Are dreptate, Andreea. Vreau să spun, Mara, că m-a impresionat foarte tare pentru faptul că ți-ai schimbat piesa și îți vine foarte bine pe voce. Din partea mea, ai foarte bine și mult succes în continuare. Mulțumesc! Am început bine, să vedem, o continuăm tot așa. Răzvan. Eu aș cita din Caragiale, aș zice curat murdar. Îți voi da acum foarte bine. Aș vrea totuși să te aud și în limba română cântând ceva, pentru că te-am auzit de două ori cântând în engleză. La preselecție, sincer, data viitoare. Data viitoare. Avem un foarte bine. Da. Mirela, mai ai ceva de adăugat?
Deci, Mara, ai un timbru special, dar trebuie să te dăruiești publicului. Nu să-i dai senzația că te aperi evitându-i privirea. Da? Deci cel de acasă trebuie să aibă impresia în permanență că lui îi cânți. Da? Și de la mine e foarte bine pentru astăzi. Cine este responsabil de alegerea piesei sau responsabilă? Tu ai ales-o? Eu, iar după ce am ajutat și profesoara mea de canto. Cine este profesora ta de canto? Ligia Popa. Ligia, cred că te așteaptă acolo. Hai să o vedem și pe Ligia. Cum e pregătirea unei astfel de piese în limba engleză? O piesă grea, totuși, pentru o vârstă fragedă. M-a ajutat mult faptul că Mara o știe de ceva vreme, e așezată piesa, e bună pe vocea ei și am lucrat la detalii mai mult, deci a fost grozav, ușor. Ia uite-o eu! Pentru tine, Mara, vreau să dau un cadou, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Pentru mine, ești the best la cântat. Deci, bravo!